Astăzi este vorba despre off-road, că dacă tot anins, să vorbim de mașinile de teren. Te rog, stai liniștită, nu te băga în seamă. Dacă tot e vorba de zăpadă și de mașini de teren, am venit aici la Dojo Motorsport să-l întâlnim pe Costin Fântână și să vedem ce construiește el. Haide, Mari, să vedem. Mamă, ce aici, tu vezi? O grămadă de țevi, de fier, de simex, de roți, de... Un Jimny stock și un Jimny modificat, față în față, ca să vedeți diferența. Hai, Mario, să le arătăm diferența. E mică. O M plus, o M plus, plus mic, un plus mic, un chip mic. Stax TV cu Costin Fântână. Te salut. Ciao. Proprietarul de la Dojo Motorsport. Unul din proprietari. Asta vreau să te întreb live, n-am vrut să te întreb înainte ca să nu regizăm absolut nimic. Eu știam că erau mai mulți aici băieți, da. Și acum te văd doar pe tine și de acolo întrebarea. Deci eu ești nu ți-e la schi, da, mai prins doar pe mine. Mi se pare și normal. Exact. Ce să faci iarna, mergi la schi. Bun, pentru că toată lumea mă acuză, știți foarte bine că vorbesc mult, o să-l las pe el să ne prezinte problema, adică de unde a plecat pasiunea, de ce off-road și nu drift, nu știu, habar n-am, cum a plecat pasiunea și cum a ajuns să devină unul dintre proprietarii unui service unde, nu știu dacă ați văzut deja, asta e treaba lui Dobrescu, dar se construiesc foarte multe mașini custom de off-road, adică deja suntem la alt nivel, din punctul meu de vedere. Și o luăm cu începutul, de când erai tu mic. Mic, de când eram eu mic, da. Cum a început? Să zic, pasiunea pentru mașini, cum a început la mine. Prima mașină a fost un Mercedes 114, un Bodecal. Bodecal? 74 de vârstă, da, cu mine. Știu, galben, galben. Da, eram de același an. Cu ăla am mers mulți ani și mi-am făcut pioneratul. Da. După care, la scurt timp, a apărut pasiunea de broscuțe. Nu știu de ce. Mi-am luat vreo 3. Da. Pe vremea aveam o cârciumă în Măgurele. Și pe lângă facultatea de fizică, un fost aprozar care l-am făcut o vinărie cu lambriu, cu tot așa. Și când lumea sta și consuma, lângă eu aveam un gărăjel și toată ziua meșteram la broaște. Acolo am început să învăț mecanică. N-am avut nicio școală, nicio profesie, nu, doar pasiunea a fost. Bun. Și așa am început cu pasiunea pentru mașini, care am moștenit-o de la taică-miu. El tot așa, mare, pasionat de DKV-uri, motociclete, s-a transmis asta, să zic așa. Dar povestea mea, că ai zis de mic, e că eu m-am copilărit și m-am născut la munte, la Muntele Roșu, dacă știți, da, unde e cabana, stația seismică. Părinții mei au lucrat acolo, eu m-am născut în 74 acolo. Muntean, ca să zic, da, ești din mergi pe munte, faci drumeții, 12 știi tu cu nordul, mușchiul de copac. Da, da, să, pe scurt, am stat la 1400 de metri, iarna mă duceam pe schiuri la școală în Cheiat. 1-4, școala 1-4. Veneai înapoi cu telescaun. Nu, venea tata cu aro, avea aro la stație. Bun, da. Bun. Pe vremea când iarna era iarnă, când erau așa, aveau buldozer, dezăpezeau, a fost, na, asta frumos, poate fi subiect de, da, frumoasă, dar de acolo am rămas cu pasiunea pentru munte, cum ai zis tu, schi, da, alpinist, ture, așa. Uh-huh. Și tot mergeam la Muntele Roșu, unde drumul era înzăpezit, așa. Și am ajuns și am mers cu un prieten de-a meu care lucra la Vodafone și avea un Nissan Patrol, 4-2,
pe vremea aia. Pe vremea aia, da. M-am suit în ăla și am văzut cu mărgămâni și Y60 da, Y60 42. Ne-am dus la schi cu el când am văzut cum poate să meargă prin niște nămeți și așa. Am zis, uai, zic, nu trebuie asta să mă... Asta îmi trebuie mie. Ăsta-i viitorul. Cred că toți au un click de ăsta, un declic de ăsta, ce ceva se întâmplă și... Deci a fost, zic, declicul. Zic, ăsta-i viitorul. Zic, trebuie să-mi iau un 4x4. Aveam pe vremea un Tico. Și un Peugeot 205 GTI. Zic, vindem tot. 205 GTI? Da, 205 GTI și Tico de, știi de cum zi e, de zi, zi, de zi, corect, da. Corect. Și dai să râzi, Tico urca la munte, pua, spectacol. Mă, Tico chiar exact. Era o mașină foarte, care foarte, nu s-a făcut foarte, de râs. Da. Și am dat tot ce am permiteam la mea, am zis, unde e Santerano, 1, 2, 4 benzină. Și de acolo a început. Ia-l, pune-i roți, înalță, pune-i troliu. După aia am început să mă împrietenesc cu alții care aveau, și tot așa, uite așa l-am cunoscut pe Ionuț, pe asociatul meu, care avea Samurai pe vremea aia și eu după Terano am trecut la Samurai. Da. Era mai off-road, mai cățărător. Urcă, mai, da. Da. Și de acolo, cu coloana inițial... n-ai probleme după Samurai? Adică nu, cu coloana am probleme după parapantă. În 2002 mi-a rupt în două locuri, asta e. Dar sunt foarte bine, adică la, e bine. După prin câte am trecut sunt foarte ok. Bun. Și da, aia cu Samuraiul a ținut ceva. A ținut ceva timp. L-ai avut? L-am avut și cu Samuraiul am început să merg la competiții. Deci l-ai modificat extrem, ca să zic așa. Mă, pe al meu primul nu extrem, dar oricum i-am adus din state axe cu came, șerpișori, evacuări, carburator Weber, suspensii. Oricum îl făcusem, adică pentru vremea aia era o mașină care chiar mergea bine. Și mergeai în competiții. Adică te am început să mă dau la clasa standard de atunci, cum era, mă rog, Open-ul de atunci. Și da, după care l-am vândut pe ăla, mi-am luat altul care fusese de Red Bull, de ăla închis cu capac în spate, avea și prinderea de la doză. Pe ăla am pus roți și mai mari și pe ăla am început, într-adevăr, să mă duc la toate competițiile, iai, scaune, centuri, roll cage, trip, tot. Și de acolo, ușor, ușor, am început cu modificatul. Hai să-l tăiem, hai să-l lungim, hai să-l punem al motor. Ce mi-am mai luat un Samurai din Ungaria care avea un motor de Subaru. Mi s-a părut mie ceva. Că e wow. Da. M-am dat școala de câteva ori, nu mergea cum vroiam, l-am dus pe ăla, ia patrol. De acolo a început. Deci de acolo a început haosul. De acolo a început haosul, în competiții, exact, ca să zic așa. Adică tu ai intrat în... am văzut tone de cupe. De... Da. Adică ai participat ceva câțiva 2006, ani, cred că, prima participare. Și încă participă. Decembrie 2005 sau ceva, da. Încă particip, adică în ultimii ani n-am ratat nimic. Mai nou sunt și de 3 ani președintele Comisiei de Off-Road din FRAS. Ce oameni deci grei avem aici. Organizăm, da, organizăm și campionatul, ne foarte și dăm frumos în concursuri, ne ducem și pe afară. Am văzut, da, m-am uitat la tine pe Facebook și am văzut ocupați, tot felul, da, de, da, participări în afară. Cât o să mă mai țină, cât mai pot, da, deocamdată. Dacă se poate, de ce să nu profităm de chestia, da, asta, atât timp cât se poate. Cum ai ajuns la partea de a construi tu mașinile? Păi cum îți povesteam, l-am cunoscut pe Ionuț, ne-am tot modificat noi mașinile și la un moment dat a fost o perioadă de asta în care eu lucram la Vodafone tehnician, el la o tipografie, director de tipografie, așa, nu prea ne plăcea la niciunul ce făceam. Corect. Și tot povestind, a zis, bă, da, ne luăm noi un garaj, hai să... Asta a fost primul aici? Nu, asta e a treia locație. Primul a fost la Sălăjan, am închiriat un garajel unde intrau două mașini, un birouaș, dădeam 500 de euro pe lună și meșteream noi doi, singuri. Așa am început. Culmea e că de la început am avut de lucru. Da. Și ați ținut-o așa, adică n-ați avut probleme. Da, și chiar cred că a fost perioada cea mai ok și când aveam și bani în buzunar, de când am început să ne extindem. Da, știu, sincer, sunt grijile sunt mai multe și parcă banii mai puțini, da. Da. După care ne-am mutat la Glina, la Glina am găsit un spațiu mai mare și am stat acolo aproape 2 ani. Și după care suntem aici, de an bun. We'll be right back.
La început, na, mai firav, mai blânde, adică la genul că... O suspensie. O... Da, bine, asta de la început am făcut asta. Clar, o bară, o suspensie, un troliu, s-au schimbat și vremurile. În 2005 mașinile de extrem din competiții erau un gheu tăiat cu un troliu față, un troliu spate și corect, cu un roll cage. Ăla era, adică erau mult sub ce clasa Open azi. Da. Dar lucrurile au evoluat și ușor, ușor pot să spun acum că avem poate unele din cele mai performante mașini din Europa. Fără, deci fără probleme la competițiile internaționale suntem acolo. Ne batem de la, egal la egal, da, deci da, fără nicio problemă. Și anul ăsta noi am avut o problemă tehnică, Claudiu Peștean a luat locul 2 la una din cele mai mari competiții în Europa. Da, lucru, deci suntem acolo, da. Lucru pe care, uite, din păcate, eu care sunt pasionat și urmăresc pe Facebook, pe site-uri, pe unde pot urmări, nu le văd. Adică, nu știu, promovarea lucrurilor de genul ăsta sunt așa într-o comunitate restrânsă cumva, știi? În principal pe pagina de Facebook Campionatul Național de Offroad, pe site-ul cnorelinuțăfras.ro, site-ul oficial, și după care în două grupuri, grupurile de Facebook. Da. Avem și la TV, dar în general s-a promovat campionatul. Pe Digi am văzut. Pe Digi au fost, da, transmise etapele în ultimii ani, au fost și la știri, pe TVR au mai avut emisiuni. Uh-huh. Ușor, ușor, da, reușim să intrăm, ușor, ușor, ținem pasul cu fotbalul, dar n-ai cum. Nici cu, îți dai seama, la noi un sport greu de urmărit pentru spectator. Că noi am luat startul și am plecat în pădure. Corect. Nu suntem cum e driftul. Da, stai este într-o curbă vizibil, și vezi exact, numai acolo. Sau la BTM trec de 7 ori. Sau... Exact, e un sport, la noi e doar proba de trial. Trialul acolo e spectaculos. E spectaculos și vezi, trialul dintr-un concurs care începe joi, se termină duminică, e o zi. Restul e în pădure. Și credem că munca multă e în pădure. La trial ne dăm 3 minute. Încercăm să facem spectacol, încercăm să creăm și noi personaje, să dezvoltăm un pic campionatul, să atragem sponsori. Cam se mișcă lucrurile, la da. La subiectul sponsori. Cum stați la subiectul sponsori? La Offroad. Adică, la uite, Offroad, în ultimii 2 ani am avut sponsori ai campionatului, din care am reușit să asigurăm pentru cele 7-8 etape, depinde cât au fost în fiecare an, partea asta de... Necesar, ca să zicem așa. Da, deci noi ne-am ocupat de filmat. Firma care a filmat și difuzarea pe televizor a fost acoperită din banii de la sponsori. Fotografi. Am avut anul trecut 2 fotografi plătiți care au fost la toate etapele și au postat pe campionat. Anul trecut am avut o dubă în care am echipat-o cu tot de la podium, generatoare, sistem cu boxe. Și ai nevoie pentru partea de organizare, exact. Sunt niște lucruri de care ai nevoie. Am făcut cu organizatorii necesar. O listă, bă, uite, asta trebuie să fie în dubă, vin 2 băieți cu duba, ei pun și bannerele, poarta de start, podiumul, tot. Ei se ocupă. Și anul ăsta avem la fel, da. Pa, chiar mai mult am mai trecut pe listă niște chestii. Mm-hmm. Am reușit în ultimii 2 ani asta să asigurăm din sponsor pentru o etape. E bine. Anul ăsta mi-aș dori, dacă pot, să pot trimite dubă asta și la cupe. Da. Știi? Să poți să-i plătești pe băieți să se ducă. Că... Na, au și bă, un da, minim necesar costuri, de cazare, da, mâncare, motorină. Da, cazarea adică... și mâncarea peste tot au asigurat organizatorii, dar se adună niște sume, adică se undeva la 3-4 mii de euro de etapă și ori 8 etape. Plus că mai sunt cheltuieli cu site-ul, cu cine se ocupă de site, cu... se adună. Spunem pentru oamenii care se uită la noi, sunt ferm convins că o să se uite mulți pasionați de off-road care probabil n-au mașină sau probabil nu își permit momentan sau poate sunt puști, au 16 ani. Care, din punctul tău de vedere, este cea mai bună mașină de început pentru a începe în off-road? Să îi pui un minim necesar, să mergi și tu cu ea la plimbări, să vezi și tu despre ce e vorba. Nu vorbesc de concursuri. Dacă să e o mașină pe buget, da, o mașină cu buget de buget redus, da. Din punctul tău de vedere, trebuie să fie Suzuki. Deci este Suzuki. O mașină foarte fiabilă, ieftină, ușor de întreținut. Suzuki fiind Samurai Suzuki sau Jimny? Samurai, Jimny sau Vitara. Sau Vitara. Oricare dintre astea poți să faci un off-road. Mie, uitându-mă așa înapoi, cred că cele mai multe satisfacții mi le-a dus Samurai-ul ăla. Adică, crede-mă că m-am dat cu avioane acum, m-am dat cu 300 adică, și de cai, mă dau cu coilovere. Acum 10 ani băleam, mă uitam pe site-urile americane,
Vorba lui Lucian Trașcă, nu știu dacă știți. Care știu pe Trașcă, samurai. Eram nebun, da, și vorba lui zice, bă, acum 10 ani era monitorul numai albastru de la Calmini. Eram în site-urile alea, băleam acolo, ne uitam ca proști, ni se părea că-i Dumnezeu. Acum tot ce e acolo mi le confecționez singur. Orice kit de la, orice suport de coborât diferențial, acum mi se pare un fâs numai. Da, la coilovere, când le-am văzut prima dată, amortizoare cu bypass, uite acolo. Mă uitam și nu știam din ce parte să le apuc și ce fac. Acum. E, dar uite, dacă dau filmul înapoi, cu siguranță cele mai mari satisfacții am avut cu Samuraiul și nu neapărat în competiții, și la turele care le făceam plimbări. Și la plimbări. Da. Când Samuraiul urca și patrolul nu urca, da, sau Toyota exact, nu urca. Nu neapărat, că totdeauna e... Totdeauna există râca asta și discuții. Și da. Joc, exact. Zic așa, adică te motivează într-un Da. Dar cu ăla... Chiar aveai o satisfacție și zic, pe 2 lei, adică și când mi s-au rupt suporții de la cutia de transfer, l-am legat cu o King, am uitat acasă, niciodată n-am venit cu platforma. Cu s-au rupt foi de arc, mergea, da, stătea câș, bă, venea acasă pe rost cu ea. Da, deci o mașină de buget. Simplă, da, exact, de buget și... O mașină pentru campionat. O mașină pentru campionat. Am citit acum fugitiv, mașină, recunosc. Vezi că acum campionatul, cu campionatul e împărțit roll cage, în două. Cu lucru, da, cu standard, e adică standard A și standard B. Deci până în 2000 de centimetri și peste 2000 de centimetri. Bun, dar modifică cu ceva cerințele de siguranță? Nu. Deci un roll bar este obligatoriu la clasa standard. Roll bar însemnând doar partea din spate al roll cage-ului. Adică un arc de siguranță, cu un X și cu două. Un minim de siguranță. Half cage, exact. Da. Deci ăla e obligatoriu. Și mai obligatoriu să ai un troliu. Cât ar costa la tine de confecționat un half cage? 350 de euro. Deci nu e un cost așa... Nu e, gândește, e mai ieftin decât un troliu, adică... Corect. Deci ai nevoie de un troliu minim pe față. Da. Da? Și un half cage ca să participi... Și niște cauciucuri adecvate. Adică nu poți să vii cu gume de stradă, niște cauciucuri minim MT. Ca să participi la standard în campionatul național de off-road, să vezi dacă te poți măsura cu băieții. Exact. Ce taxe ar trebui plătite? Că știu că sunt niște taxe de participare, adică taxa sportivă, și la VTM și la taxa sportivă, însemnând efectiv participarea în concurs, dreptul de participare în concurs, e 350 de lei de persoană. Deci 700 pilot de lei de mașină. Da. Ești obligat să ai mai copilot, ai, nu poți să dai singur. Asta e taxa sportivă, după care dacă nu ai licență anuală, adică la nu, dacă nu ești înscris la un club sportiv? Da, și să ai licență, care e 60 de euro pe an licența, deci nu e așa. Îți iei licență One Event, care e 30 de euro sau 35 de euro, corect, pe acolo. Da. Da, poți. Deci ar fi taxele până într-o 1000 de lei. Să zicem până în 1000 de lei, exact, cu până în 1000 de lei, până ți-ai luat licențe lei, One Event te mai și... Te mai costă încă 350 plus troliu, nu știu, 500, să zicem încă 1000 de euro, hai 1500, că mai pui și gumele, echiparea minimă asta a mașinii. Asta depinde, de, clasa, din punctul meu de vedere, clasa standard, da, este clasa de buget, de buget redus. Standard, acolo da, clasa la standard, corect. Da. Sunt Daihatsu Feroza, Suzuki Vitara, Samurai, Jimny, Dacia Duster se dă acolo și se dă cursul și merge foarte bine. Da, la Daniva s-a dat și merge... Deci, Pajero Pinin, astea mici, sunt astea micuțe. Mici, da. Dar toate sunt de buget, adică oricare, mai puțin Duster-ul care nu ai o mașină mai nouă, mai scumpuță, corect. Toate sunt de buget. Poți să-ți iei o Vitara în mințile ei cu 2500 de euro. Corect. La 3000 o găsești cu MT-ul și cu troliu. Corect, ai pus corect, un corect, rollbar corect, și ai venit corect, la concurs. Corect, corect, corect. Faci același traseu ca și băieții de la Standard B. Crede-mă că trasee de 100-130 de kilometri foarte faine. Organizatorii își dau străduința și chiar... Cred. Și cred. Mi se pare unul din, cred că, din cele mai ieftine ramuri de motorsport. Adică cu o mașină cu un buget de 3500 de euro să vii să te dai într-un campionat național. E... Oamenii, din păcate, probabil că acum se vor gândi când o să vadă, mamă, 2500 și 1000, mă costă 5-6000, merită toți banii când intri acolo și intri în spiritul competițional și, mamă, la două secunde de ăla, hai să-i dăm, mamă, fă așa, ai greșit. Ești la buget adică acum, adică... E foarte tare și te, sentiment. Da, e foarte ok și e o mașină cu care pleci cu pe rost de acasă, nu trebuie să o duci cu platforma, vă zic. Depinde fiecare, da, depinde fiecare de confortul fiecăruia, ca să zic așa. La clasa B, standard B, deja acolo lumea se luptă mult cu patroale Toyota, Mitsubishi, cu bani băgați acolo. Japoneze mari. Japoneze mari, toți și-au pus suspensii, sunt deja au amortizoare cu butelii compensatoare, au turbine mărite, au sar din buget. Deci dacă te mai duci cu un patrol stock, cum l-a făcut fabrica și cu o nome pe el, n-ai nicio șansă.
care este diferența? Toată lumea folosește suspensiile astea clasice, plus 5, plus 10 cm, Ome, Terrain, Temer, Ironman și așa mai departe. Care e următorul pas de suspensie? Adică dacă vreau ceva mai bun, la ce trebuie să trec? La astea cu compensatoare, cu nebunii? Și prețurile? O suspensie de asta am văzut că e vreo 1000 de euro, 1200, să zicem. Un Allmann M9. Gândește-te că, de exemplu, pentru un Patrol, Pentru un patrol, îți dau un exemplu, sau o Toyota 80, așa, un amortizor de ăsta cu butelie compensatoare și cu 9 trepte de reglaj pe butelie e undeva la vreo 275 de euro un Pro Fender. Deci nu este un capăt de tot lume. Acolo, tot 1000. Păi mă rog. Tot 1200. 1400 să zicem. Da, că 1400. Tu ai un Ome, e 130 de euro, ăsta e dublu. Deci ai practic... Amortizor. Da. Doar dar amortizor. Doar amortizorul. Păi în rest e aceeași suspensie. Acturile sunt aceleași și boxele caster sunt la fel. Amortizorul de direcție și ăla există amortizor mai șmecher dacă vine nevoie. Da. Diferența nu e atât de mare. Avantajul este că un amortizor de ăsta este și reparabil. Adică el se desface pe bucăți și dacă ai îndoit o tijă, să zic. Îți comanzi tija și un kit de sealing de... Și l-ai reparat, l-ai făcut la loc. Trebuie și revizionate astea? Eu așa știu. Trebuie, dar cum să zic eu... Odată la mult timp. Odată la câțiva ani. A, adică... Deci nu e o chestie de aia, odată la 6 luni, vii, să facem. Să ungem mecanismul, nu știu. Ce. Băieții care se dau în competiții cu coilovere, de astea, da. Discutăm, pentru că, da. Vreau să ajung și în partea de care tu ne povesteai de standard A și standard B. Ce e următorul Open? Următorul e Open, adică da. Adică ce avem aici? Da, de vreo 2 ani încoace, da. Până acum 2-3 ani, Open-ul erau mașinile, să zic așa, tăiate. Da? Adică, da, rămânea doar habitacul și tăia botul pe spate. Cu benă îi mai tăiai din bot un pic și ăla era. Acum au ajuns mașinile să fie construite de la zero, nu? Au ajuns multe din ele, da, să fie de la zero, să fie mașini tubulare și a crescut nivelul. În ultimii 3 ani a luat-o rasna lumea și acum chiar mă întreb unde o să ajungă, ce mai facem, că și eu îmi bat capul. Bun, ce mai facem? Cu ce mai venim nou? Cum să spun eu, mi-ar plăcea să crească nivelul atât de tare și federația să nu pună restricții, să se ajungă ca la grupa B. Nu, federația nu adică pune nicio restricție. Adică oamenii să poată să vină să investească. Cine își permite? Regulamentele ni le facem noi comisia. Și... No limit, frate. Da. Să fie haos. Deci, la extrem e no limit. Asta e. Clasa la Open este, că mă întrebai, clasa Open e limitată la dimensiunea anvelopei, 35 de inci maxim. Nu ai voie cu punți portale, care îți conferă o gardă mai... Da. E puntea mai sus exact. Față de și atât. Și la Open și la Extrem ai o restricție de greutate, ca să nu vii cu un side-by-side și cu un... Dar însemnând 1000, dacă nu mă înșel la Open, 1050 parcă și 1150 la Extrem. Care greutate e foarte minimă. Deci n-ai voie să cobori. Da, care e foarte greu de atins. Adică noi n-am făcut o mașină. Cea mai ușoară, asta vreau să zic, cea mai ușoară care am reușit să o facem a fost la 1250 și cred că între timp, să zic, am mai slăbit 20 de kg, oricum, n-a ajuns la 1200. Cea mai ușoară de Open. Cea mai ușoară. Da. Asta însemnând cu echipată, cu tot și am și fără roată de rezervă. Cea mai puternică făcută de voi? Cea mai puternică... Hai să mă gândesc un pic. Am făcut una cu un 1.9 TDI, care am și dus-o pe dyno, 235 de cai. Și așa am mai avut cu motoare mari, dar... Aia a fost cea mai puternică raportată la greutate, știi? Adică 235 de cai cu 430 de newton pe 1400 de kg. Adică din punctul ăsta a fost clar cea mai spectaculoasă. Raport greutate-putere. Da. Așa am mai făcut și cu V8, am mai făcut și cu Toyota 4.2, 6 în linie, 4.5, am tot, dar pe departe aia împinge cel mai tare. Și acum, uite, aici lângă noi, trebuie să scoată 350 de cai. Tot 1.9 TDI? Da. Chiulasă portată, nou, cu... acolo, da, tot. Da, majorat la 2 litri, cât injectoare mărite... Ajunge cu... mașina asta, să zicem. Cât costă la sfârșit? Hai că eu vin la tine și zic, băi, Costine, am niște cașcaval mult de tot. O tubulară de asta trebuie să coste de la 40.000 în sus. Depinde cam așa. În funcție de ce vrei tu, de ce punți vrei, de ce suspensii, ce motor, ce trolii, ce astea. Fiecare... proprietar, că noi cu proprietarul discutăm și punem pe hârtie ce vrem să facem, depinde de bugetul lui și de alegerile lui. Poate să-și ia un 1.9 TDI cu, l-a găsit el cu kilometri puțin la cum... E treaba cum lui, el îl repară. L-a condus o bunicuță și ăsta garantez pentru el că merge bine și îl punem și nu-i facem nimic, sau poți să iei
un bloc și să-ți iei totul nou. Da. Chiulasa, injectoare, tot. Poți să ajungi să bați 10.000 motor, fără problemă, da. Știi foarte bine. Am mai vorbit cu oameni, scuză-mă că te întrerup, am mai vorbit cu oameni care tot așa se ocupă de restaurat sau de construit și îi spun în felul următor. La mine manopera e 20.000 de euro. Da. Manopera. Da. Restul? Da, da, păi... Vrei țeavă? Uite factura, ți-am luat țeavă. Vrei punți? Da. Uite punțile. În momentul în care nu mai îmi plătești facturile, îți dau mașina afară. Da, așa, da, da, da. Deci probabil că așa se procedează și la voi. Și așa e și la noi, da. Dar deci diferențele, are un preț da, și după exact. Aia diferențele opțiuni. Poate să apară din opțiuni. Adică poți să faci mașina, tu, dacă o facem pe ieftineală cu trolii de 500 de euro, poate să coste 35.000. Oricum, corect. Piesele unei mașini de-astea pleacă de la minim 23-25.000. Nu ai cum. Accesoriile. Toate piesele. Piesele, punți. Punți, roți, dacă o faci cu blocante, cu coilovere, cu vorbesc cu o mașină, că dacă luăm un Jimny și îl tăiem, îi punem niște arcuri mai mari și așa, o facem și mult mai ieftină. Dar vorbesc, m-ai întrebat de o mașină de asta, de open, da, performantă. Da? De acolo pleacă piesele. Există troliu de, ok, un troliu bun, să zic 1.000 de euro, dar poți să-ți iei și cu 4.000. Da, 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 asta zic, că prețurile și sunt... Și poate spui două de 4.000 și tot așa, de-aia zic. Dar oricum, ăsta ce troliu e de mașină? Ăla e un Red Winchis, care costă 3.400 de euro. Ah, deci pe bun. Două motoare, da, foarte șmecher, da. Sunt, oamenii trebuie să înțeleagă că sunt trolii de competiție. Da, trolii, da, care, da, da, da. Nu aveți ce să faceți cu ele la plimbare, că te trage pe tine mai repede sau mai... Nu poți, dar ascultă-mă, ăla nu fugi tu cum trage el. Deci, da, cred. Dacă cred. Nu ești atent, în concurs. Dacă nu ești atent, te-a luat, știi, cum pleacă câinele, cum pleacă tu, ca un cazian de la stăpânul, așa pleci și tu. Cred. Am văzut foarte multe lucruri construite aici de la zero. Adică, de exemplu, văd în spatele tău o aerotermă făcută din tablă, cu toată tubulatura, da, cu și credem că muncim două zile, asta cu vorbeam tot azi ce era cu Aurel. Plastic, mi se pare foarte tare. Da, pentru că ne lovim de problema spațiului, nu neapărat al greutății. Orice aerotermă de mașină am încercat să caut, mai mică. Am luat de Tico, am luat de cea mai mică, tot ne încape nouă în bord. Da. Și stăm noi acolo din cauza faptului că băgăm motorul și cutia foarte mult în mașină, sus. Și sus și în spate, să tragem motorul mai central. Centrul de greutate. Da. Ne lovim de problema spațiului în bord. Nu avem spațiu. Și e aiurea la off-road că prin orice baltă treci cu tot bencinse cu asta, ies un abur în mașină și dacă nu ai o dezaburire eficientă, corect, nu mai vezi. Știi ce faci în concurs? Tu oprei să dai cu cârpa. Corect, am văzut într-o mașină. Și am încercat tot felul de variante, cu să o pun într-o parte, să trag furtune. Nici cum nu iese. Și acum avem varianta asta făcută în care ne-am confecționat de la zero carcasa. Da, da, văd. Am tot, luat tubulatură, tot. Da, am luat motorașul și ventilatorul și caloriferul de la una de Tico, care sunt mici și ok. Proiect. Asta e proiectul, da. Vedem ce este. Trebuie să... Cât durează o mașină de asta de construit? Dacă ai... Aici e o poveste, da. E lungă, dar eu zic că ai toate piesele, ți le-am adus. Buf, ia-le. Tot. Dacă am toate piesele și stăm pe ea și, cum ai zis și tu... Se plătește. Se plătește? Da. Că la fel, dacă am terminat șasiul, vreau să mi se plătească. Am terminat interiorul, mi se plătește, că altfel nu am normal, de unde să unde merg plăti, mai departe. Știu foarte bine. Foarte bine. La gata, cred că aș face un 4 luni, cam așa, dacă stăm numai 4 de ea. 4 luni. 4 luni, da. Bine, da, bine greu. Dar să stai doar de ea. Aia dar... zic, până acum n-a fost una să o termin mai devreme de un an. Pentru că ba am stat după o piesă, ba am... Așa s-au întâmplat, da, lucrurile, așa s-au ba întâmplat. Piesele, ba omul n-a avut bani, ba n-a venit, ba s-a întârziat, ba nu s-a potrivit, ba a întârziat curierul, ba nu mi-au trimis piesa. Ultimele luni, acum din septembrie până în momentul de față, am făcut 3 la nivelul cum o vezi, uite cum o vezi pe asta aici, dar 2 dintre ele le-am adus, așa ne-am înțeles cu proprietarul, le facem până la nivelul ăsta și după care el își continuă. Treaba electrica lui. O face unde știe el, vopsitoria în altă parte, treaba fibra lui. În altă corect. Parte, da. Și pentru mine e mai convenabil și mai ușor așa. Da, pentru că la voi există, știi cum variantă. E, din momentul ăsta e ca o casă la roșu, când ai ridicat-o și ai acoperit-o și zici, wow, gata, dar până o termin vai, leu, da. Mai e mult. Gândește-te că o mai desfaci de două bucăți. Da. Două la vopsit, să vopsești, să revizuiești tot. Corect, așa e. Și atunci noi suntem dispuși la orice colaborare. Orice înțelegere, deci, dacă înțelegere, fiecare parte își respectă termenii și condițiile, da, bănuiesc că nicio da. Problemă. Ultima întrebare. Am inclusiv cereri, uite și acum am pentru un prieten din Bulgaria care vrea doar șasiu. A zis, bă, eu am toate piesele, am tot, n-are cine să-mi facă un șasiu în Bulgaria. Cât de mic, îmi pun eu brațe, uite să-ți fac doar șasiu și gata. Da. Adică
Da, se poate face orice. Se poate face orice, da. Asta vreau să te întreb ca și ultimă întrebare. Voi aici la Dojo faceți și mașini normale. Adică dacă vine omul și zice, vreau să schimb uleiul. Da, schimbați uleiul, adică nu vreau să înțeleagă oamenii că facem doar portale, doar tubulare, nu, doar trolii de mii facem de euro, doar mașini 4x4, doar mașini 4x4, da, asta clar. Și da. Facem și mașini normale, facem și revizii, deci nu avem, da, am trei mecanici, orice. Da, fără probleme, da. Cred că și sfătuiești pe băieți. Da, da, da. Adică eu nu știu dacă n-am vreo relație cu el așa de super prietenie, ne pupăm, ne nu știu ce, omul nu m-a refuzat niciodată. Niciodată. Deci de fiecare dată când am venit aici, telefonul meu e deschis până la 12 noaptea, crede-mă că mă sună o grămadă de lume să mă întrebe de sfaturi. Ce îmi recomandați, ce nu știu ce, cu mare dragă m-aș da pe toată lumea. Da, asta zic, că dacă aveți, acum nu să vină 100.000 de oameni aici coadă, bă, zici și mie cum fac aia, cum fac aia, cum fac aia, dar oamenii sunt deschiși și dacă aveți lucruri de schimbat, de făcut, de, nu știu, eu, de exemplu, personal, mi-am pus o suspensie pe mașina mea de plus 5 cm și toată lumea mi-a spus, doar suspensia trebuie, frate. Și mi-am pus suspensia și era orice, așa, unțile, într-o parte, stai că trebuie panharduri. Păi stai, mă, frate, n-ați zis voi, păi stai că trebuie kit de cobor de cutie, stai, adică e bine să te informezi, să te informezi dinainte. Îți mulțumesc mult pentru timpul acordat. Mă bucur că i-am prins pe băieți în pauză acum ca să avem liniște. Am vorbit mai mult decât trebuie și eu și Costin, dar sper să vă ajute informațiile. Dacă ar fi după mine, aș face materiale de o oră în care să stăm așa de vorbă și voi să vedeți lucruri și realitatea așa cum este, nimic regizat. Și sunt sigur că o să ne vedem cu Costin în campionat, că noi sigur o să mergem și acolo la o etapă să filmăm. Vă aștept. Și mergem cu drag și ne revedem. Mersi mult de tot. Multă plăcere.